Este vorba despre doi cetățeni ucraineni și un bărbat cu dublă cetățenie ucraineană-română care au intrat în atenția polițiștilor de frontieră din cadrul sectorului pe după ce mașina cu care se plimbau cei trei a fost oprită în traficul rutier pentru control pe raza localității Bălcăuți. În urma verificării efectuate în interiorul autoturismului înmatriculat în Polonia, oamenii legi au descoperit în portbagaj, în portiere, precum și în spații special amenajate sub roata de rezervă și bancheta din spate a autoturismului, mai multe pachete cu țigări de proveniență ucraineană. Având în vedere cele constatate, s-a luat măsura conducerii celor trei bărbați împreună cu mașina la sediul Poliției de Frontieră, în vederea continuării cercetărilor. Aici, în urma efectorii unui control amănunțit, au fost descoperite aproape 3.000 de pachete cu țigări de contrabandă, în valoare totală de aproximativ 35.000 de lei, care au fost confiscate. În cauză se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, iar autoturismul, în valoare de 6.500 lei, folosit la transportul țigărilor, a fost indisponibilizat la sediul Poliției de Frontieră.